Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci e lux, unii înțeleg că dorm după modă. La mine, cred că singura modă este am pus capul pe pernă, zan, s-a terminat. Da. Deci a apărut o nouă modă de dormit, dacă vă imaginați că există așa ceva, tapingul oral. The taping de la tape, adică de la bandă, de la scotch. Scotchingul oral, cum ar veni. Deși în România, când zici scotch, s-ar putea să înțeleagă și altceva. Am înțeles, scotch pe gură? Da, păi știu eu un președinte care prin scotch pe gură înțelege altceva cu trei cuburi de cât să plutească cuburile, zicea. Da. Asta e cum doarme Holland. Da, Luca s-a... Ia uite ce concentrat. Adică e același lucru despre aia. Da, mă, dormit cu gura sigilată. Da, mă, cum te lega în filme și spune izolir bani pe bot să nu mai vorbești. E nebunit, eu am de viață de sep dacă îmi pun în felul ăsta să nu mă mai trezesc dimineața. Da. Eric Haaland. Tu îi zici Holland? Holland. Bun, Eric Holland. Erling. Zice că așa face. Își lipește gura ca să dormi mai bine. Poartă și niște ochelari speciali în somn. Și o port în avion de aia... De pânză. Da. Doamne, ce aș vrea să văd asta. Tu n-ai nevoie, prietene. Tu adormi când se mișcă. Deci în momentul în care a plecat avionul pe pistă, da. Ochelarii aia sunt așa de kiki. Băi, ca să nu te vadă lumea că dormi cu ochii deschiși, înțelegi? Da, ca pisicile. Mă ajută. Dați ușor peste cap, așa. Zburat, acum am dormit senzațional. Când am venit de la Paris duminică. Te-ai și odihnit după nuntă, n-aveai stomacul plin? Îmi vine are... să scrăp capul când îmi povestești cum dormi în avion. Are taromul un Boeing 737-700 mic, de 100 și ceva de locuri și cu niște scaune, cum erau pe vremuri la cinema. Dalea, ca niște fotolii capitonate așa de știi? Cred că am zburat și eu cu ăla. Vai de capul, de nu, ce cap bucurie, în... deci... Mamă, eu un cap bine păi de tot și am dormit vis. Da, mie îmi vine alea o pernă care nu e reglabilă. Da. Și îmi vine perna aia exact pe umere, așa, știi? Și mă ține... Te lași mai... Nu am, n-am unde, nu pot să mă las mai în față pentru că dau cu genunchi în scaunul. Asta ce există o grămadă de dificultăți în avion pentru oamenii care au peste 1,70 m, cred. Deci asta e. Domnul Haaland își sigilează complet gura cu o bandă în timpul somnului. Mafioții foloseau perna. Adică spuneau serios. Da, zice Haaland. Și care e fenta? Fenta este, fii atent, zice o doamnă, Elena Buscone, citată de Mediafax, specialistă în masaj terapeutic, care se pricepe și la dormit cu gura lipită. Chisă, așa? Chisă, da. Băi, degeaba dormi cu fața la perete. Cum era aia din pușcărie. În fine, conform unei școli de gândire, așa, dormitul cu gura deschisă noaptea, uneori însoțită de sfărăit, da, e uneori, face dificilă menținerea limbii în poziția corectă. Deci există o... Stă limba plută, cum e vorba. Da. Practic, la mine somnul bun e ăla cu limba pe pernă. Da. Cu băluțe. Adică dacă dorm cu băluțe, consideră că am dormit bine. Nu știu în ce poziție trebuie să stea limba. În cazul ăsta, dacă te sigilezi, poți te neci de la băluțe. Da. Da. Poziția, zice... Corect. Duce la tensiune în mușchii masticatori, în gât și la trezirea cu dureri de cap. Deci dacă nu dormi corect cu limba... Te doare în gât. Te doare în gât capul. Și la masticatori te doare. Zice Elena Buscone, specialistă în masaj terapeut. La început, zice, va fi greu să te obișnuiești cu scociu pe gură. Dar dacă miezul nopții îți dai seama că te sufoci, trebuie doar să scoți banda. Îți imaginezi? Normal. Îți imaginezi? De 3-4 ori te sufoci în somn și... Și dacă n-a pus să-ți dai seama... Păi, da. Dacă dormi corect, să nu fii tentat să faci asta, e că e bine să-ți tragi și o linie de corega pe dinți. Să rămână, adică dacă scoți banda cumva accidental, să rămâi cum trebuie cu limba. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.